Zeci de credincioși au mers luni seară la Biserica Sfântul Antonie cel Mare din Năvodari pentru a participa la slujba de prăznuire al celui care este patronul spiritual al lăcașului de cult. Arhiepiscopul Tomisului a fost cel care a oficiat slujba împreună cu un sobor de preoți. Totdeauna, acum și purrea, și în vecii vecilor. Momentul este cu atât mai deosebit cu cât hramul acestei biserici nu a fost ales la întâmplare. Este o legătură deosebită de dragoste între noi și patronul nostru, Sfântul Antonie cel Mare. Prin aceasta ne manifestăm nu numai credința, dar și dragostea și dăruirea noastră față de cel pe care l-am ales să ne fie ajutător și ocrotitor cu ocazia acestei sărbători. Este socotit a fi întemeietorul vieții monahale și este probabil cel mai reprezentativ ascet pentru duhul vieții călugărești. A fost ales Sfântul Antonie cel Mare pentru că este unul dintre părinții bisericii care a oferit un exemplu întregii ortodoxii prin statornicia, prin puterea credinței lui și mai ales prin forța cu care a luptat împotriva răului. În calendarul creștin-ortodox, praznicul Sfântului Cuvios Antonie cel Mare este pe 17 ianuarie.